Doamne Iisuse Hristoase, cuvântul Tău este adevărul. Citire din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 2. În zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius o cărmuia Siria și se duceau toți să se înscrie fiecare în cetatea sa. Și s-a suit și Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betlehem, pentru că el era din casa și din neamul lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Și a născut pe Fiul cel unul născut și l-a înfășat și l-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Și în ținutul acela erau păstori, stând pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată, Îngerul Domnului a stătut lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Dar Îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci iată, vă binevestez vouă o bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Și acesta va fi semnul: veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle. Și deodată s-a văzut împreună cu Îngerul mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună voire. Iar după ce îngerii au plecat de la ei la cer, păstorii vorbeau unii către alții: să mergem dar până la Betlehem să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. Și grăbindu-se, au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat în iesle. Și văzându-l, au vestit cuvântul grăit lor despre acest copil. Și toți câți auzeau se mireau de cele spuse lor de către păstori. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Și s-au întors păstorii, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră, precum li se spusese. Și când s-au împlinit 8 zile ca să-l taie împrejur, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger mai înainte de a se zămisli în pântece. Și când s-au împlinit zilele curățirii lor după legea lui Moise, l-au adus pe prunc la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului, precum este scris în legea Domnului, ca orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului și ca să dea jertfă, precum s-a zis în legea Domnului, o pereche de turturele sau 2 pui de porumbel. Și iată,
Era un om în Ierusalim cu numele Simeon și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Și lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit la templu și când părinții au adus înăuntru pe pruncul Iisus ca să facă pentru el după obiceiul legii, el l-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că ochii mei văzură mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de ceea ce se vorbea despre prunc. Și a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui: iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Și prin sufletul tău va trece sabie ca să se descopere gândurile din multe inimi. Și era și Ana, prorocița, fiica lui Fanuel, din seminția lui Asher, ajunsă la adânci bătrâneți și care trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria sa. Și ea era văduvă, în vârstă de 84 de ani, și nu se depărta de templu, slujind noaptea și ziua în post și în rugăciuni. Și venind și ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre prunc tuturor celor ce așteptau mântuire în Ierusalim. După ce au săvârșit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Și părinții lui în fiecare an se duceau la sărbătoarea Paștilor la Ierusalim. Iar când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Și sfârșindu-se zilele, pe când se întorceau ei, copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau. Și socotind că este în ceata călătorilor pe drum, au venit cale de o zi, căutându-l printre rude și printre cunoscuți. Și negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. Iar după 3 zile, l-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care îl auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Și văzându-l, rămaseră uimiți, iar mama lui a zis către el: fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorați. Și el a zis către ei: de ce era să mă căutați? Oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte.
Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni. Am citit din Sfânta Evanghelie, după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 2, povestea continuă.